Elevii clasei 1 de la Liceul Teoretic Pușkin din orașul Basarabeasca au călătorit în fascinanta lume a cărților. Aici s-au întâlnit cu Regina Carte, care le-a propus prietenie. Дорогой читатель, когда ты будешь в этот город вхожь, из прошлого в грядущее войдешь, заглянешь в страны и во времена, любая книга – это время и страна. În lumea cărților, micuții au întâlnit mai multe personaje. Zâna, povestitoarea înțeleaptă, Scufița Roșie și Malvina. Ei au participat la mai multe chestionare. Au fost verificate și cunoștințele lor în domeniul poveștilor, iar pentru răspunsurile corecte, ei au primit mici cadouri. Personajele din cărți au organizat chiar și un concurs pentru căutarea prințeselor. Copiii însă au rămas foarte încântați de Baba Cloanța, care a venit la sărbătoare. Discutând cu micuții, Baba Cloanța a devenit mai bună. La sfârșitul sărbătorii, personajele din poveste i-au invitat la dans pe noii lor prieteni. Copiilor le-a plăcut mult evenimentul. Я запомнилась красная шапочка. Mi-a rămas în memorie Scufița Roșie și Baba Cloanța. De ce? Pentru că am citit asemenea povești și nu-mi place de ele. Красная шапочка и Мальвина. Scufița Roșie și Malvina, pentru că le cunosc. Te iubești citați? Da. Îți place să citești? Da, acasă am o bibliotecă mare de cărți. Da. Da, pentru ca să fiu deștept. Da. Da, pentru că este interesant. Ce cărți deja ai citit? Am citit Doctor Aibolit, Crocodilul Ghena și Buratino. 7 ezișori și despre Baba Cloanța. Potrivit bibliotecarilor, grație acestor sărbători precum inițierea în cititori, ei îi învață pe copii să iubească lectura, dar și educă o atitudine grijulie față de carte. În fiecare an organizăm asemenea evenimente ca inițierea în cititori, pentru a trezi interesul copiilor pentru citit și pentru ca ei să poată nu doar să se joace cu cartea, dar și să o citească. De regulă, după asemenea evenimente, ei aproape zilnic vin la bibliotecă. În acest an, evenimentul pentru prima dată a fost sponsorizat. Vreau să mulțumesc mult sponsorilor noștri care ne-au ajutat să organizăm acest eveniment, adică primăria, întreprinzătorii Chiosia și Slusarenco. Vă mulțumim, copiii au fost foarte bucuroși de acest cadou, care nu e prea mare, dar făcut din suflet. Vă felicit că astăzi ați fost inițiați în tineri cititori, pentru că știți, copiii, cartea este ca un om. Ea are suflet, o poți iubi și prietenii cu ea. Ea vă învață de bine. Cu ajutorul cărților, sper că veți crește foarte buni oameni. După sărbătoare, la bibliotecă s-au înscris 26 de elevi din clasa 1.